Și micul prinț nu este nimeni decât David Brumă. L-avem aici lângă noi cu trofeul. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai? 6. La ce grădiniță ești? Grădiniță numărul 14. Cum a fost la concurs, David? Frumos! Ai avut emoții? Ai avut emoții? Nu. Există mai multe probe, nu? Da. Ce poezie ai pregătit pentru concurs? La Cireșe de Ion Creangă. Tare aș vrea să o ascult și eu. Vrei să o reciți acum? Da. Te ascultăm. La Cireșe, la Cireșe în tot satul, ca la Tușa Măriuca, de mă prinde însă hârca, cu bătaia mă omoară. A, îmi lasă gura apă, trebuie să fur și pașe. Intru întâi la dânsa în casă, vreau să văd și treabă fașe. Tușă, văr Ion acasă, el nu merge la scăldat. Nu, sumane să se aducă, de astă noapte a plecat. Tocmai la Condren departe, la o pivă sub cetate. Rău îmi pare, mătușică, s-auzind de sănătate. Mă prefac că merg la scaldă, dar în gând îmi șocotesc că mai bine ca acum nu puteam să nimeresc. Și ca un băiat de treabă, eu fac stânga împrejur și arunc gard, mă apuc de creangă și Cireșe încep să fur. Tocmai când zoream cu frică, sânul să ni-l umplu bine, hop, deodată mânioasă cu o zor de la mine. Cum, aici așa scăldatul, dă-te jos în pielișate, să-și arate Măriuca după faptă și dreptate. Și să te cobor, bădie, că e foc și pară jos, unde dă dracu de babă pericarnea de pios. Când înșarcă să se suie pe tulpină mânioasă, din Cireșe o zdup deodată și-ar încânepa frumoasă. Baba fuge după mine, eu fug iute iepurește, și deodată cade baba și-ntre fire și-ncâsește. Suduind și sugrumând, eu credeam că în ziua aceea doar atât ne-a fost năpasta. Dar seara când aud de tata trebușoara asta, mi-a tras veri o bătaie de-o voi ține minte până și între patru lemne.